Discutăm în cele ce urmează despre rezistența Ucrainei și despre lipsa de rezultate concrete a armatei lui Vladimir Putin și îl salut pe analistul militar Marian Zitaru, este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în această dimineață, domnule Zitaru. Sărbătoare. Aș vrea să facem o analiză a primei luni de război din Ucraina. Cum vedeți evoluția lucrurilor și dacă dumneavoastră considerați că această rezistență a armatei ucrainene i-a creat probleme neașteptate lui Vladimir Putin sau tocmai ce pune în plan, în aplicare un plan stabilit inițial? Sigur că nu poate fi vorba de un plan stabilit inițial atâta timp cât planul inițial nu a dat rezultate. Acum avem de-a face în nord cel puțin cu contraatacuri ucrainiene și cu o pierdere de teren din partea armatei ruse. În sud pare a fi însă altă situație. Rușii atacă în zona Mariupol, au cucerit, e adevărat, foarte puțin, iar orașul se află în situație de a fi complet încercuit. Ba chiar susține liderul cecen Kadyrov că ar fi reușit să ocupe partea de est și primăria din acest oraș. De situația se schimbă de la oră la oră, știrile sunt foarte contradictorii. De asemenea, știm că, deci potrivit comunicatelor armatei ruse, că ofensiva de până acum a trupelor ruse ar fi dus la ocuparea 93% din Lugansk și 54% din Donetsk. Iată deci o situație contradictorie. Sigur că liderul rus, Vladimir Putin, se aștepta la rezultate mai bune, dar această rezistență puternică a armatei ucrainene îi creează probleme atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Deci un deficit de imagine, în primul rând, a pierdut război informațional în favoarea ucrainienilor și la ora actuală cheltuielile cu acest război cresc foarte mult, pentru că cu cât mai mult durează această, așa zisă, operațiune specială, cu atât mai mulți bani se cheltuie. Deci nu e o situație prea bună pentru Vladimir Putin. Atacul asupra reactorului nuclear din Harkov și folosirea bombelor cu fosfor, conform ultimelor informații venite din Ucraina, fac parte dintr-un plan disperat al lui Vladimir Putin? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Și vreau să adaug că în momentul în care am vorbit despre un plan inițial, acela de a ataca pe termen lung, mă refeream la o eventuală variantă B pe care liderul rus o avea în calcul la momentul declanșării atacurilor în Ucraina. Da, atacul contra reactorului, nu știu exact ce a lovit de acolo, pentru că știrile sunt foarte contradictorii, sigur că creează o situație periculoasă, dar din punct de vedere al loviturilor executate asupra reactorului, trebuie să spunem că nu e așa ușor să distrugi un reactor, nu cu astfel de lovituri. Ar trebui din acest punct de vedere să aibă să atace cu ajutorul fie a unei lovituri nucleare foarte precise, nu foarte precise, foarte puternice, fie cu bombe termobarice ca să poată să distrugă reactorul. Nu cred că asta a urmărit. Probabil că e un tir defectuos și a folosit muniție, hai să-i spunem, clasică. Sau chiar dacă a folosit muniție cu fosfor, nu are efect asupra distrugerii reactorului. Deci nu cred că s-a creat o situație de pericol iminent pentru mediul înconjurător și pentru populație. Deci nu avem o stare de pericol ca
acel reactor să fie distrus și să elimine norii radioactivi care ar afecta și Ucraina, dar și țările învecinate, inclusiv Rusia, pentru că este mult mai aproape de Rusia decât de alte țări, decât de alte țări din Uniunea Europeană sau din NATO. Deci, din punct de vedere al atacului, e foarte posibil să fie vorba de un tir greșit, adică orientat asupra uzinei, dar nu asupra reactorului, asupra instalațiilor ajutătoare sau birourilor.